Andrei Ciobanu din satul Zaim de ani buni se ocupă cu producerea materialului seditor pomicol pentru mai multe soiuri de pomi fructiferi. Pentru a-și putea vinde mai ușor puieții pe care îi produce, acesta a decis să-și înființeze livezi pe care le prezintă drept model pentru cumpărători. Așa se face că cele mai diocheate soiuri de caise, persic și prun pot fi descoperite chiar în livezile pe care le înființează. Anul acesta, bărbatul a scos pe piață nectarine italiene, care ating și 300 de grame un singur fruct. Am să vă arătăm, ele încă mai sunt verzi, că au mai mărs la două culegături. Ele se culeg așa la două zile, ca să luăm mai bune, mai frumoase, mai mașcate. Noi ca tare, totdeauna pe 25 începem culegerea. Iulie, dar anul este în august am început. Avem și de 200-300 de grame persic. Este un nectarin care e unul dintre cei mai mășcați la noi. Multe soiurile noastre autohtone, Red Heaven, se păstrează în frigider mai mult timp, dar totuși vrem să avem un pic de diversitate. Pur și simplu, eu sunt și cresc material săditor pomicol și totodată vreau să am livada care mi-au crângulit și altoim. Totuși, odată este și o livadă demonstrativă. De atâta și ne ținem să avem o curățenie în trânsa în permanent. Mai avem și livezi de prun, de alte soiuri. Acum au apărut mult mai multe soiuri, au apărut și soiurile plate, care li solicită lumea, dar totuși, mi-e pare că așa, nectarinele tot timpul au fost solicitate pe piață, că totuși puful și ala n-alare deasupra. Este unul dintre cei mai roditori ani, spune fermierul, care afirmă că anul trecut persicii au înghețat și nu au dat niciun fel de roadă. Deși prognozele din primăvara acestui an erau pesimiste, iată că vara le-a adus surprize. Peste 10 tone de nectarine la hectar și fructe pe care vrei să le guști direct din copac. Față de anul trecut, da, este mai favorabil, că anul trecut practic a înghețat tot, când am avut noi minus 11 grade cu minus aici. Atunci era toată livada înflorită, mi-a înghețat tot. Practic am avut așa unii și unde. Sortul acesta de târziu, da, o mai fost. Nectarinele n-am avut deloc. Nectarinele familiei Ciobanu se întind pe o suprafață de 2 hectare. Deși livada de persici are peste 7 hectare, plantația mai conține și alte soiuri care anul acesta au dat roadă bună. Nectarine e un soi bianca italian, este foarte roșu. Este transportabil, dulce și foarte întrebat și pe piață. Anul ăsta cum a rodit? Anul ăsta a rodit bine. N-a afectat înghețurile, a rodit foarte bine. Avem 2 hectare nectarin, dintre care stars unglu, 1,5 hectare și 1,5 hectare de ăsta italian. Totuși, până a fi culeși, persicii au avut nevoie de o îngrijire specială. În primul rând, pentru a nu îngreuna copacii, o parte din fructe au fost deverzdate jos, iar din cauza ploilor, livada a fost stropită de câteva ori. Tot persicul nu scoace odată, pe etape scoace. Anul ăsta tare frumos și ploaiele pe noi Dumnezeu de gheață sau de grindină, cum spun, ne-au ferit și stare suntem înțeinit. Persica, dar perjele încă sunt mai frumoase. Sunt care cântăresc la 200 grame unul, la 300, altul este care cântărește. Adică destul de mari. Da, da. Sunt și mai mașcați, sunt care mai mărunțe, perși mai mărunțe, noi culegem că e pentru că sunt verzi. Pe parcursul anului, producătorii spun că scot pe piață peste 5 soiuri de fructe. Asta-i unicul sor care la noi în Moldova e cel mai târziu, se cheamă Crest Heaven, care foarte bine se păstrează și la frigider, cel mai bine din tot. Și se iau de pe sâmbure, cum doresc oamenii când merge campoturile, când merg toate acestea. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, în total în țară avem 7,4 mii de hectare de livezi cu persici.